Iubiți cei care avem Sfânta Scriptură, să o deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 16. Vom citi cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie, începând cu versetul 13 până la 27 inclusiv. Pagina 942 în Sfânta Scriptură, traducerea Cornilescu. Și alături de Sfânta Scriptură să deschidem și inima noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Să ascultăm astfel cu respect Sfânta Evanghelie. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Pasajul biblic din această dimineață, l-am citit din Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la 27, nu am citit ultimul verset, 28, care face parte din aceeași conversație a Domnului nostru Iisus Hristos și este o conversație pe care o are Domnul Iisus cu ucenicii săi. Dacă ne uităm cu atenție și dacă ați fost atent la citire, cel puțin de 4 ori se menționează că Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor săi în mod direct. Spune versetul 13, ne arată situația, contextul în care era Domnul Iisus, în părțile Cezareei lui Filip, în partea de nord a Israelului, în Galileea Neamurilor, cum se numește. Mai există o altă Cezareea care e port la Marea Mediterană, la un oraș mai mare. Aici este o localitate mai mică și ni se spune că a întrebat pe ucenicii săi. Versetul 15, dar voi, din nou este această mențiune, apoi în versetul 20,
ne se spune a poruncit ucenicilor săi, a poruncit ucenicilor săi, versetul 21, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi despre sine și în versetul 24, atunci Iisus a zis ucenicilor săi despre ei. Deci Domnul Iisus Hristos în prima parte este interesat despre sine, apoi poruncește ucenicilor săi să nu spună despre sine, că El este Hristosul. După aceea Domnul Iisus se revelează pe sine mai mult și revelează din ceea ce avea să urmeze scopul pentru care El a venit și în partea finală se adresează ucenicilor săi cu această chemare, cu acest apel în a-L urma pe El, cine voiește să vină după mine. Aș dori în această dimineață, în timpul care îl avem înaintea noastră pentru predicarea Evangheliei, în această primă parte, să privim la acest pasaj biblic și în prima parte a mesajului aș dori să vedem ce înseamnă într-un fel și ce rezultă apoi din cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră, sigur că pasajul acesta a fost citit, predici au fost rostite, de asemenea în alte situații ați auzit mesaje din pasajul acesta, deci nu este ceva nou, este un pasaj destul de bine cunoscut de către noi. Primul lucru deci care doresc să îl adresez și oarecum acesta ar fi până la urmă împachetarea mesajului, descoperirea lui Iisus, cunoașterea lui Iisus, că el spune descoperire, se adresează lui Petru și spune ferice de tine Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, deci este revelarea, descoperirea lui Iisus, conduce la descoperirea de sine, găsirea identității lui Iisus, cunoașterea identității lui Iisus, conduce apoi la cunoașterea identității de sine, a noastră ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și din aceasta apoi este chemarea care o are Domnul Iisus Hristos pentru noi ca și ucenici ai Săi. Deci, încă o dată, conversația nu este a Domnului Iisus cu mulțimea de oameni, cu noroadele, cum se spune, cu poporul care venea să îl asculte pentru o zi sau două, apoi beneficiau de ajutorul Domnului Iisus în vindecare, în izbăvire, în eliberare, alteori în mâncare sau alte situații de felul acesta și pe urmă oamenii își continuau viața lor care o avuseseră dinainte. Conversația aceasta Domnului Iisus și pasajul acesta descrie pe Domnul Iisus cu ucenicii Săi, cei care s-au aliniat, am putea să spunem, s-au înrolat în alți termeni, să fie împreună cu Domnul Iisus. Și este în partea a doua, al anul al doilea, înspre apropierea de anul al treilea, când Domnul Iisus este împreună cu ucenicii Săi. Deci nu este chiar la începutul părtășiei lor împreună. E după o perioadă de timp parcursă împreună. Și astfel Domnul Iisus Hristos arată un interes cu privire la sine. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Domnul Iisus nu se prezintă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu, ci de fiecare dată când se prezintă pe sine, se prezintă ca și Fiul al omului. Deși în Evanghelia după Ioan, în mod special, arată relația care o are cu Tatăl, fiind una cu Tatăl,
asemenea tatălui, având dependența de tatăl și așa mai departe. Dar el se prezintă în mod special cu acest titlu de fiu al omului, ceea ce mai târziu Pilat spune, iată omul, omul ideal, omul perfect, am spune noi. Și Domnul Iisus este interesat să vadă ce spun oamenii despre sine. Și ucenicii răspund, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Sunt aceste răspunsuri pe care le dau ucenicii. Dar Domnul Iisus face un pas mai aproape de ei și le spune, dar voi, cine ziceți voi că sunt eu? Voi care sunteți împreună, mâncați împreună cu mine, mă vedeți zilnic, slujiți împreună cu mine, sunteți alături de mine, cine ziceți că sunt? Și cred că acesta a fost de fapt ceea ce a căutat Domnul Iisus Hristos, răspunsul ucenicilor, mai mult decât răspunsul lumii, mai mult decât ceea ce ar spune alții despre sine. Și dacă ar fi să ne întrebe în dimineața aceasta Domnul Iisus Hristos, să vină în dreptul fiecăruia dintre noi și să te întrebe, cine zici tu că sunt eu? Cine zici tu că sunt eu? Poți să-ți imaginezi acest dialog, această conversație între tine și Domnul Iisus, să vină în fața ta și să te întrebe, cine zici tu că sunt eu? Cine zici că sunt eu pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta? Care este ideea ta despre mine? Care este înțelegerea ta despre mine? Cum mă cunoști tu pe mine? Cum mă știi tu pe mine? Ce știi despre mine? Cine sunt eu? Ce am răspunde? Probabil că mulți am avea răspunsuri asemănătoare, răspunsuri comune, dar alții probabil că am avea anumite răspunsuri specifice care se raportează la relația noastră personală cu el, se raportează la experiențele noastre. Unii am spune, pentru mine, pe lângă Domn, pe lângă Mântuitor, ești un vindecător, ești un bun învățător, ești un mare profet, pentru mine ești prietenul meu, cu tine mă duc la culcare și când mă trezesc sunt tot cu tine, ești în mintea mea, meditez la tine, sunt îndrăgostit de tine, ești iubitul sufletului meu, nu pot fără de tine, respir împreună cu tine. Alții am spune, am auzit despre tine, am citit despre tine, mi s-a predicat despre tine, dar încă nu sunt într-o relație cu tine, încă nu știu exact ce poți, încă nu știu exact cine ești cu adevărat. Și de ce mă întreb, cu alte cuvinte? Cine ești tu să mă întreb? Ar putea fi multe răspunsuri pe care noi să îi le dăm Domnului Iisus și chiar dacă nu îi le dăm în mod conștient, cognitiv, cum am spune noi, și să ne dăm seama despre ele, de fapt noi răspundem la această întrebare prin viața care o trăim. Prin viața pe care noi o trăim, prin relațiile pe care noi le formăm și le dezvoltăm, prin interesele pe care le arătăm, prin valorile pe care le îmbrățișăm, prin prioritățile care le avem în viața noastră, noi răspundem la această întrebare. Noi răspundem. Pentru că în funcție de răspunsul la această întrebare este viața noastră. Este trăirea noastră. Dacă este iubitul sufletului meu, tot timpul vreau să-l petrec cu el, mă gândesc la el, vorbesc cu el, aștept să-mi vorbească el, dezvolt o relație cu el, sunt într-o părtășie cu el. Dacă este Domnul meu, mă supun lui, recunosc autoritatea lui peste ființa mea, peste viața mea, peste familia mea. Deciziile care le iau, le iau în acord cu voia sa. Caut înainte de a lua decizia, care este voia lui? Ce așteaptă de la mine? Ce dorește de la mine? Ce pretenții are de la mine? Pentru că dacă este Domn, are pretenții. Dacă este împărat, are dreptul să aibă pretenții. Dumnezeu îl întreabă la un moment dat pe Israel, dacă sunt stăpân, unde vă este teama de stăpân? Dacă vă sunt tată, unde este cinstea pe care să mi-o dați?
Cine zici în această dimineață că este Iisus pentru tine? Cum răspunzi la această întrebare? Se pare că ucenicii s-au reținut pe moment să răspundă. Pe moment au tăcut. Și cel care de obicei este purtătorul lui de cuvânt, ucenicilor, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Lăudat să fie Domnul. Aceasta însemna foarte mult. Era extraordinar, era supranatural de fapt. Hristosul, adică tu ești Mesia, cel despre care s-a profețit, începând cu Genesa 3:15, am spune noi, și în continuare, în tine se împlinesc profețiile mesianice. Tu ești Mesia. Tu ești Fiul Dumnezeului celui viu. Dumnezeul care este viu, care este atotputernic, care este suveran, care este glorios. Iisus acceptă acest răspuns al lui Petru. Îl acceptă și îl însușește, cu alte cuvinte. Dacă mergi la cineva și îi spui: Tu ești președintele Statelor Unite ale Americii. Și el nu este, dar și îl însușește. Înseamnă că mintea lui nu lucrează cum trebuie. Dar dacă mergi la președintele actual și îi spui: You are the president of the United States of America. El spune: Sure, yes, I am. For a while. Acceptă Domnul Iisus acest titlu, pentru că este un titlu și este și o calitate în Fiul Dumnezeului celui viu. Însă Domnul Iisus califică răspunsul lui Petru. Și aici este o parte foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos în identitatea sa, în cine este El prezentat în Sfânta Scriptură, nu vine doar prin raționamentul gândirii. Nu vine nici măcar prin experiențele trăirii, ci cunoașterea autentică, reală, în dimensiunea ei. Cine este Iisus, identitatea Lui, ea vine prin revelație supranaturală. De aceea să nu ne mirăm că oameni foarte înțelepți, erudiți, iscusiți în arta cuvântului, teologi de renume, filozofi de răsunet mondial, matematicieni și oameni foarte sofisticați în gândirea lor, când este cu privire la Iisus, n-au nicio cunoaștere. N-au nicio cunoaștere. Pentru că îl abordează pe Iisus din prisma rațiunii lor, din prisma înțelegerii lor. Credința nu este irațională împotriva rațiunii, against reason or reasoning. Credința este suprarațională. Credința depășește rațiunea. Spunea fericitul Augustin: Eu cred ca să cunosc. Credința este acea facultate a noastră care extinde câmpul nostru de cunoaștere. Și revelația se primește prin credință la nivelul Duhului nostru, care apoi se exprimă la nivelul gândirii noastre.
Nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, slăvit să fie Domnul. De-a lungul istoriei, oamenii, a istoriei creștine, oamenii au încercat să răspundă la această întrebare, cine este Iisus? Am câteva notițe aici. Martorii lui Jehova, de exemplu, spun că Iisus Hristos a fost un om, nici mai mult, nici mai puțin, n-a fost mai presus decât Arhanghelul Mihael. Dumnezeu l-a creat, el a murit, a suferit și nu există înviere fizică, spun martorii lui Jehova. Teozofia, sau știința creștină, spun că el este copilul Mariei, având o conștiență de sine înaltă a comuniunii sale cu Dumnezeu, dar Hristos nu este fizic real, ci este spiritual, este doar o idee cu privire la divinitatea lui Dumnezeu. Concepția lui sau la Maria a fost de ordin spiritual, iar Iisus Hristos nu este Dumnezeu, spun ei. Mormonii îl văd în Iisus și pe Tatăl și pe Fiul. Adventiștii de ziua șaptea, o parte din ei, pentru că sunt mai multe categorii, ei văd că Iisus în umanitatea sa, în faptul că este uman, a fost și păcătos, a fost la parte din natura păcătoasă a noastră. Bahai, Hristos este doar una din multele manifestări ale divinității. Una din multele. Și ei caută să unească împreună pe tot acest sincretism religios. Și sunt mulți alții cu tot felul de răspunsuri. Și în funcție de răspunsul pe care îl dau, așa este viața lor. Așa este trăirea lor și așa este speranța lor. Ce răspuns dai la această întrebare? Ca să poți să dai un răspuns corect, ca să poți să dau un răspuns corect, trebuie să mă apropiu în smerenie, în ascultare, cu credință, deschis la a primi revelația din partea Tatălui. Și bănuiesc cu o siguranță, zic, destul de mare, că majoritatea dintre noi recunoaștem că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Din moment ce recunoaștem aceasta și cunoaștem identitatea lui Iisus, cine este El, următorul pas, aici îl vedem pe filele Sfintelor Scripturi, este că Iisus îți descoperă identitatea ta. Îți arată cine ești tu acum. Astfel Domnul Iisus Hristos, la răspunsul lui Petru, după ce califică răspunsul lui Petru, îi spune: și eu îți spun. Ce frumos, ce minunat, ce înălțător, când mergi la Domnul Iisus Hristos și spui: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeului Celui Viu, tu ești Mântuitorul meu, tu ești Salvatorul meu, tu ești Domnul meu. El îți răspunde înapoi: și eu zic cine ești tu acum. Când este această conectare, această reciprocitate, când este acest dialog și eu îți spun: tu ești Petru,
Cum era el înainte? El înainte era Simon. Înainte, numele lui era Simon. Și Domnul Iisus acum îi dă un alt nume. Știți că numele nostru conferă identitatea noastră. Noi ne identificăm după numele care îl avem. În our ID, passport, suntem identificați după numele care îl avem. Și numele corespunde cu fața. Nu? Trebuie să arăți un ID cu nu doar numele, și fața. Și atunci se uită, nu? Și acum merg la aeroport sau în alte locuri, spune, dă masca jos pentru câteva secunde să-ți văd fața. Și îi spun, vezi ce zâmbet frumos am? Nu te vede cum zâmbești dacă ai mască. Și eu îți spun, tu ești Petru. Domnul Iisus îi dă o identitate nouă lui Petru. Știți că scrie în cartea Apocalipsa, când va veni Domnul Iisus Hristos și va răsplăti, știți ce spune? Celor ce va birui printre altele, îi voi da un nume nou. Un nume nou. Ce înseamnă un nume nou? O identitate nouă. O identitate nouă. În care vom fi asemenea lui, spune Ioan, pentru că îl vom vedea așa cum este el, un nume nou. Doamnele, surorile, prin căsătorie își schimbă numele. Ce se întâmplă cu această schimbare? Majoritatea dintre ele. Mai sunt care își mai păstrează. Își schimbă identitatea. Numele lor nou acum este legat de soțul lor. Unele care nu vreau să fie legat, că deja au ele un renume al lor, își păstrează numele lor, nu? Și așa îl găsești, cu nume diferite. Dar schimbându-și numele, nu mai este legat de identitatea părinților, ci este legat de identitatea soțului. Identitatea lor este dată prin faptul că e soția soțului respectiv, prin schimbarea numelui de familie, în mod deosebit. La fel face Domnul Iisus Hristos. Ne dă o identitate nouă și ne dă un nume nou, în care identitatea noastră nu mai e legată de omul cel vechi, Adam, ci e legată de omul cel nou, Iisus Hristos. Această identitate nouă, și doar menționez foarte scurt ce înseamnă expresia aceasta, și pe această piatră voi zidi biserica, este un joc de cuvinte aici, înțelegerea mea este că pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui, este declarația lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, și pe această piatră voi zidi biserica mea, spunea Domnul Iisus Hristos. Nu pe Petru ca și persoană, deși Biserica Romano-Catolică, în mod special, înțelege că pe Petru ca și persoană. Vedem pe Petru imediat după aceea ca și persoană că nu mai rămâne în revelația lui Dumnezeu, ci coboară la gândirea lui umană. Și când coboară la gândirea lui umană, se apropie de Domnul Iisus Hristos și îl mustră pe Domnul Iisus Hristos, el care era Hristosul, Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu, acum îl mustră. Așa spune expresia, nu-i dă un sfat, nu-i sugerează, ci zice, a început să-l mustre, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Este șocant cum Domnul Iisus se adresează acum lui Petru. Înapoi a mea, Satanu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. De ce? Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Este foarte interesant lucrul acesta.
acum are o revelație supranaturală. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. El este cu Iisus, El îl cunoaște pe Iisus mai bine decât îl cunoaștem noi. Alături de Iisus vede lucrările lui Iisus, minunile lui Iisus. Domnul Iisus vorbește. Versetul 21, a început să spună ucenicilor să el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din pricina, din partea bătrânilor, preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, are să fie omorât, dar nu se oprește Domnul Iisus aici. Ce spune? Și că a treia zi are să învie. Și Petru zice, să te ferească Dumnezeu. Gânduri de ale oamenilor. Dragi frați și surori, în viața noastră de credincioși, de creștini, noi mereu suntem în această, dacă vreți, tensiune, în această situație în care pe de o parte vin gânduri din partea lui Dumnezeu, revelații, în înțelegerea Scripturii, iluminări prin Duhul Sfânt. Și apoi sunt și gânduri de ale noastre, de ale oamenilor, gânduri omenești. Pentru că noi încă nu suntem nici îngeri, nici ființe spirituale doar, ci suntem oameni în carne și oase. Încă noi este natura aceasta umană, cu plusurile ei, cu minusurile ei, cu avantajele ei, cu dezavantajele ei, cu abilitățile ei și cu slăbiciunile ei. Și noi mereu, ca și credincioși, e necesar să cerem această discernere spirituală din partea lui Dumnezeu, în a ne cunoaște sursa gândurilor noastre. Ce ne inspiră, ce ne însuflețește, ce ne motivează într-o direcție sau alta? Că nu putem merge ca trenul pe șină să spunem totul este de la Dumnezeu în gândurile noastre. Deci sunt unii creștini care orice gând îl au, îl pun pe seama revelației din partea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să spun, când aud astfel de repetări, dintr-o dată sunt în alertă. Dintr-o dată mă opresc și analizez mai de aproape ceea ce mi se spune. Nu cu gândul de a critica sau de a acuza, ci cu gândul de a discerne. Domnul Iisus a văzut prin Petru și a văzut că gândul care venea de data aceasta nu e de la Tatăl, e de la mintea lui și chiar o influență din partea celui rău. De aceea îi spune înapoi a mea Satanul. Nu cred că îi vorbea direct lui Petru, ci vorbea spiritului care era în spatele lui Petru și îl împingea. Dar totuși recunoaște, sunt gânduri de ale oamenilor. În ce sens erau gânduri de ale oamenilor? În sensul, în înțelegerea mea, că noi ca și oameni n-am vrea cineva care ne este drag să sufere. Right? Eu n-aș vrea soția mea să sufere, copiii să sufere, părinții când au fost în viață să sufere, cei dragi să sufere. De fapt, n-aș vrea nimeni să sufere, dar cu atât mai mult cineva care îmi este aproape. Ăsta e gândul nostru uman. Însă pot să fie suferințe în viața noastră pe care Dumnezeu le permite cu un scop mai înalt decât suferința. Ca prin suferința respectivă Dumnezeu să mă ia de aici și să mă pună undeva mai sus, rămânând credincios în această suferință Domnului. Acesta a fost rolul suferinței Domnului Iisus Hristos. Spune, El a fost făcut desăvârșit prin suferință.
Nu era el desăvârșit, era omul desăvârșit, însă prin suferință el a ajuns să cunoască lucruri pe care nu le-a cunoscut în sine însuși înainte și astfel cum spune în Evrei, a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, cu ce scop? Ca să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți și ei. El suferind vine în ajutorul meu care suferă, simte cu mine, mă înțelege. Noi n-avem un Dumnezeu distant, cum spun deiștii, că Dumnezeu a creat lumea aceasta, a pus legi și principii și El este undeva departe și privește de la distanță cu indiferență. Nu! Dumnezeul Scripturilor, care este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu care vrea să fie aproape de noi, împreună cu noi, simțind împreună cu noi și venind în ajutorul nostru. Suferința lui de asemenea a avut un rol ispășitor, că prin suferința lui a ispășit păcatele noastre, prin moartea lui, a luat asupra lui fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el, cum spune profetul Isaia. De asemenea a avut un rol substitutiv, adică ne-a înlocuit pe noi. El a murit pentru păcatele noastre, a plătit pentru păcatele noastre. Noi nu mai suntem chemați să plătim, ci suntem chemați să fim în Hristos, împreună cu noi. Moartea lui, de asemenea, a produs transferarea neprihănirii sale asupra noastră. Și astfel suntem socotiți neprihăniți prin credință, prin har, lăudat să fie Domnul. Când îl cunoști pe Iisus în mod real, prin descoperire divină, primești o identitate nouă, primești o natură nouă, cine este în Hristos este o creație nouă, o natură nouă și începi o viață nouă. Și această viață nouă, și am să mă opresc în 2 minute, este o viață de ucenicie. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. O viață nouă de ucenicie. Cu altă ocazie, cu ajutorul Domnului, vom intra mai mult în aspectul acesta, natura uceniciei, chemarea la ucenicie și costul uceniciei. Toate acestea sunt descrise aici. Și de ce nu, în final, răsplătirea uceniciei? Pentru că nu suntem doar, ca și Petru, Doamne, am lăsat totul și de-auna, ce vom primi în schimb? Ce spune Domnul Iisus? Prigoniri, frați și surori însutit, dar și viața veșnică. Este o răsplătire în a-L urma pe Iisus. Este o binecuvântare în a-L urma pe Iisus, dar este un preț. Și acest preț este în 3 puncte arătat aici. Lepădare de sine, luarea crucii, și urmarea zilnică. Care sunt pentru natura noastră cu gânduri de ale oamenilor foarte grele și aproape imposibile. Dar pentru cine îl cunoaște pe Iisus prin descoperire divină, toate acestea 3 vin ca o mănușă pusă pe o mână care se potrivește. Că nu poate să fie altceva decât aceasta. Când îl cunoști pe Iisus cu adevărat, nu poți să alegi altceva decât să fii ucenicul lui, să fii discipolul lui,
să fii his disciple. Nu poți să fii altceva dacă îl cunoști cu adevărat pe Iisus. Evident că în această ucenicie, viață de ucenicie, crești și îl cunoști mai mult, te atașezi de el mai mult, îl iubești mai mult și ești gata să sacrifici mai mult. Pentru că cu cât iubești pe cineva mai mult, cu atât ești gata să sacrifici mai mult. Cum spunea cineva, cine iubește nu părăsește, nu renunță, nu lasă. Cine nu, ușor te lasă. Dacă îl iubim pe Iisus, el ne promite, eu cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Vom putea și noi să spunem la fel? Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi și în orice clipă. Tu ești iubitul sufletului meu. Cu tine vreau să călătoresc chiar până la moarte. Vă invit să ne ridicăm pe picioare. Invit the worship team, please come forward. Haideți să ne unim înaintea Domnului și stăruind în cercetarea noastră de sine, să căutăm să răspundem. Cine este Iisus pentru mine? Cine este Iisus pentru familia mea? Și apoi să ascultăm, după ce îl descoperim pe deplin, ce-ți spune Iisus. Amin.